Bună seara și bine ați dat click la un nou episod de cel mai podcast epic, singura emisiune din... Cum era? Nu știu că atât au trecut decât nu mai știm. Da, sit down, come, drink. Nu, epic. Cu nu, mă, come and drink. Come, nu, fără nu. Asta e podcast. De ce bați come and drink. Vrei să-i verifici cumva să podcast down, come and drink. Ok, cum o zis Tibi, da, un pic mai coerent. Ne bucurăm să fim aici. Dacă ne auziți bine, ghiciți de ce ne auziți bine. Când pentru că ne auziți bine. Exact. Și de ce ne auziți bine? Pentru că s-a întors. Cine s-a întors? Cine scrie în Sfânta Biblie că e bine când se întoarce acasă? Gil Dobrică. Nu? S-a întors fiul risipitor și anume druidul Cezar Enache. Dragii noștri, dragi, eu încep cu mare bucurie, azi vă spun sincer, o venit druidul acasă. Adică stris că o venit. Druid, hai un pic, zi-ne cum ai venit. Ca acum împărțim la 5. De asta da. Ești stris. Stai un pic, druid. Vii să ne zici cum a fost. Trebuie să ne zici două cuvinte. Hai să ne rugăm în cor, toți patru de el. Hai, druidul, să faci parte din grupul druid. Nostru. Hai, hai. Ok, nu apar. Nu așa, bă, nu vorbiți toți deodată. Druidul, por favor. La cerveza, por favor, băiate. Cum se dice, busca, cauți atenție. Busca atención. Busca atención. Busca atención. Buscar atención. Buscar atención. Uite, bă, cum îi stă pe limbă, pe vârful. Doamne, ești domnișor. Hai să ne... Trageți un scaun pregătit acolo. Ești un post. Hai mai aproape de toti. Mai de, da. Dacă zic că dacă se vede, gata, se vede. Bun. Acolo ești. Servus, druid. Până să trecem la subiectele serioase și să ne zică druidul ce experiență a avut în Spania, vrem să-i mulțumim lui Norbert Tătar, de la care am primit minunăția asta de bere artizanală. Foarte bună. Știți când făcea Cichișor și se mira lumea ce bun e Cichișorul? Face Norbert o bere de te caci pe dumneata. Am primit-o ca cadou, adică pentru că e în testare acum, să nu-l caute anaful. Bă, stați un pic, ca să nu... Nu ne-au vândut-o, ne-au dat-o de prietenie. Cadou. Și pentru că omul face berea în faza de testare la momentul ăsta, o să se cheme Cutuma scrisă cu capa, o să vedeți. I-am văzut etichetele încă nu... Dar nu mă un pic mâncava și păguriță. Țineți minte România 1986 când berea avea gust și trebuia să duc sticlele înapoi. Exact așa suntem aici. Toate sticlele trebuie duse înapoi la Norbert, care producție, dar n-are în ce le pune. Da, e extraordinară. Druid, 8,5% alcool. Bienvenidos a România. Ai română, da. Si no, no te gusta español. Deloc. ¿Cómo se dice? Esa se traduce. Es una experiencia traumatizante. Sí, una experiencia traumatizante. Así que si en España se dice todo sus pulas. Puta madre de Romania o puta madre de españoles y de colombianos y tutto le popore de sudamericana. Il tutto, clar. Da. Ai pula mea că nu atât de mult. Prea mult sudamericani acolo, adevărat. Da. Și tu, vikingul de 1,90 m și 120 de kg, nu știu găsi loc acolo. Druidul a slăbit. 100 acum, cred. Dramele așa se simt așa la stomac. Așa se simt dramele la stomac. Cum a fost? Îngrozitor. Cât ai fost? Nu, iartă-mă, am vrut să întreb. Zine, o poveste interesantă. Cât ai fost plecat? Nu. De cât timp ți-ai abandonat frații de la Epic Show? De 6 săptămâni. 6 săptămâni. Deci 40 de zile umblate, 40 de ani umblate evrei prin deșert, tu 6 ori 7, 42 de zile ai pribegit prin Granata? Și prin Malaga. Și Malaga. Da. Malaga. Cum a fost? Oribil. Ce vrei să zic? Că de arătat arăți foarte bine. Ce a fost în Spania, a fost în Spania. Ce vreau să vă povestesc e drumul înapoi spre casă. Că ăla ai zburat ca tot românul cu Wizz-ul. Nu, aia a fost o experiență minunată. N-ai zburat, druid? Nu am zburat, Bob, că n-ai putut să-mi cumperi bilet. Am încercat. Ai încercat? Wizz, avem Wizz. Ce pista mamii voastre ați făcut? Nu vorbi așa. Avem relații la Wizz. Avem relații, avem gagici, avem paraluca la Wizz. Bă, fraților, de ce nu mai putem plăti cu card normal? De ce trebuie card de credit? De ce faceți căcaturi de astea? Druid, de ce ai venit? N-ai venit cu avionul? Pentru că Wizz Air nu are ghișeu în Malaga. Are ghișeu. Toate biletele se cumpără numai online. Madre. Și nu se iar pot achita... Eu n-am putut cumpăra online pentru că aplicația mea dă rateu toată noaptea. După și care a sunat pe Bob. Poate era o idee să bagi cablul la net. Tot. Care Bob a băgat să-i plătească omului bilet și m-a anunțat nu se poate plăti decât cu transfer bancar. Se primește plata după minim 24 de ore. El trebuia să zboare în 16. Atunci, da. Ce ai făcut când ai văzut că e groasă? Păi aveam două soluții. Să rămân încă o zi în Malaga și să iau biletul a doua zi
către București. Aha. Și am căutat camera de hotel și era weekend în Malaga, 180 de euro, cea mai ieftină. Por qué no vezi de la de Vama Veche? Esa de ce nu? Cum dracu am stat noi în Malaga pe Airbnb cu 50 de euro patru oameni. De ce n-ai dormit la plajă? Din timp. Eu am Malaga e la plajă? E la plajă. Nu, da. Mergea să dormi un pic nu în corto după masă. Eram super obosit, am stat toată noaptea în aeroport. Pe Malagheta acolo frumos. După mine de lângă tot timp. Și până la urmă ce ai făcut? M-am dus în autogară și am sunat, mai întâi am sunat în autogară să întreb dacă este vreun drum spre un autocar în România și a spus da, este o singură firmă. Da, sunt toate. Nu, e una, e o singură firmă. Una. Ce ești? O singură firmă care pleacă din Malaga, las mai multe, da. Cum se zice? Eu, pardon, am, cum se numește firma? Nu contează. La firme zice, mamă, mă întorc. Da. Sece, mamă, mă întorc acasă, S.A. Și te-ai urcat și în autocar. Găsit doar pe remorcă, unde era plin de zacuscă, acolo. Doar acolo loc. Am stat toată ziua în autogară, că plecam la 12 noaptea. Și m-am urcat în autocar și am zis, bă, dacă e aeroport, dacă este avion din de aici până la Cluj, nu o să fie nimeni. Și așa a fost, până în Barcelona. Și să înțeleg că în ziua aia cât ai stat în autogară nici n-ai făcut niciun ban acolo. A venit poliția și m-a verificat. M-a verificat găzdanul să mă întrebe ce fac acolo atât timp. Cum se zice? Expecta de să mă duc la mama mea acasă la băieții mei. Epico, epico cabrone. Știa engleză, dar s-a făcut că nu știe engleză. Dar tu știi că par suspect orice ai face. Da. Ah, okay. Da. Uite-te un pic la tine. Cine a încercat ce ți-am zis eu? Suși pula, să vezi dacă merge. Știți în ochii lui să spui, eu druid, tu suși pula. Din Malaga până în Barcelona a fost ok că am fost singur în autocar. 30 de minute. Ce 30 de minute? Sau cât o fi durat? O oră? Două zile? O zi. O zi și o noapte. O zi și o noapte. Singur în autocar, nu așa făcea drăguț. O oră, două zile. Am dormit. Așa a făcut. Nu i-a zis la Garcon? Acum l-o fi chemând, pe cabron. Sombrero. Sombrero! Dale! Nu, hermano. Mă scuzați. Cred că atâta spațiu nu am nici în chirie acolo. Da. După care? După care la Barcelona a zis că trebuie să vă dați jos din autocar și să vă, să te-ți împărțiți pe zone. Ardealul, Moldova, Oltenia. Oh. Să nu vă bateți! Are you fucking kidding me? Nu, deci așa e. Și după aia în la... autocar te împarte? Da, deci te dă jos din autocarul ăla și te urcă în alt autocar. Și a zis, păi în Ardeal nu sunteți decât doi, tu și cu doamna, voi mergeți cu Oltenii. Și acolo a fost surpriza. Deci un autocar... Că tu nu ai treabă cu Oltenia, așa-i? N-am ce treabă cu Oltenia, dar a fost autocar un autocar plin de... care am fost singurul... Bine că nu erau vâlceni, măcar, cred că. Nu, opa, care, stai. Atenție, nu sunt rasist, n-am nimica, dar... Cum adică singurul român? Se vorbea, nu se vorbea românește și erau români care veneau către România și nu se vorbea românește. Ghici-ghicitoarea mea! Dale, ciordele! Vai de cap, te margală habenu! Tatuați cu sânziana și... Pepelea. Unul dintre cele mai bune spectacole ale naționalului din Cluj. Auziți, da? Apropo de ierbă, o să fie o chestie la care m-am gândit. Fantomele țiganilor ce culoare au? Sunt tot albe sau un pic mai gri? Nu, cred că tot alb, pentru că și negri sau albi, tot din alb ieșim, dacă mă înțelegi ce vreau să zic. Oh. Era ideea că, dacă știți gradientul ăla de la alb până la negru, da? Eu eram albul, că s-au urcat și doi francezi, care erau negri. Francezi din fosta Africa de Sud. Din fosta, da. Când s-au urcat francezii și au văzut gipsanii noștri, au zis, bonjour, mon frère, ma ça va? Știu toate manele din anii 90 până acum. Să le faine. Alea de despărțire, toate alea de despărțire. Și la fiecare coborâre în Spania venea câte unul plângând că a pierdut banii la Alba Neagra. De te-am întrebat dacă ai făcut vreun ban în 2017 în stațiile unde oprea autobuzul, cred că erau pe mână cu șoferii, de asta nu vreau să zic numele firmei. Deci, păi zic eu că stație, nu vrei să zici numele... Nu mă interesează. În fiecare stație unde oprea autocarul ăsta, apărea trei români. Cu măsuță. Nu cu măsuță, cu un mousepad și cu trei conserve mici de roșii, de la, dacă nu știți, de la micuțe. Găurite. Da. Și cu biluță? De goale. Da. Cu biluță? Cu biluță. Paca, 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 banii. La și le lua la fraier. La fiecare oprire era câte unul care urca și plângând că a pierdut bani. Și nu se învățau de fiecare, bă,
E un ok, bă, stați cu minți, că nu, la fiecare... Și eu știu poveștile astea de acum 20 de ani, dar se exact, pare că... acum 20 de ani muiștii pierdeau bani, muiștii, că copiii care... muiștilor încă pierd, bă, sunteți proști, meritați. Bă, dacă îi făceau, să-i facă în pula mea, dacă sunt fraier. Atâta, asta e o nație de proști. N-ai rația de fraier nu se termină niciodată. Ar veni. Apa, aerul și fraierul. Cât a durat acest ordeal? 4 zile și 3 nopți. Nu se poate. Hai de pula mea, un fel de city break dat pe autobuz. Unde vrei să mergi? Pe bine, autocar. Nu, din Barcelona până în România a fost numai 3 nopți, nu, 2 nopți și 3 zile. Dar mai este încă o zi în Malaga. În Malaga. Da. No. După ce ai făcut, iartă-mă, după... ce ai făcut 114 ori, cât e 7 ori 24? Ai citit Biblia de 6 ori? Am citit, că am avut cărți cu mine. Nu este internet, nu erau prize, n-am fost fără semnal, fără nimic, ca 3 zile. A fost așa. Deci 3 zile putea să fută o bombă nucleară în România, că tu aflai numai când vedeai Huda de la Oradea. Pot să spun numai că după 3 zile miroase a mort. Acolo, da, da, da. Mașină. Mi-a lăsat mort în autocar. A mort și a parfum. Pentru că își dau cu parfum peste transpirație. Da, gipsanii dau cu parfum. Și iar o chestie pe care n-am înțeles-o, în benzinării, deci după ce am trecut de Spania, în Franța, în Italia, așa, în benzinării, în loc să se ducă la budă, se duceau toți în boscheți. Păi erau mulți deodată să nu piardă timp. Probabil. Să nu-și ia din timpul de albaneară. Deci nu să pici în Budă. Nu, mă duceam singur la Budă, erau tot, se duceau absolut toți în boscheți. Nomadul e nobat pe viața lui. Nu-i dea, mă, Bobby. Și nepotul lui. Dacă să fiu scârbos după atâtea ore de drum, nu-ți belești fosul să pice benzinăria. Știi cum zic? Măcar de era pentru încă Patreon. Încă te gândești la ce am zis? Nu. Da. Sau încă te gândești cum am putut să zic așa ceva? Am nu, mă gândesc de ce ai zis-o. Am vrut deci să trăim cu ceva. Erau numai drame în autocar. Deci... Cât, stai că nici acum. Câți dintre voi ați auzit povestea? Eu am auzit-o la copii, la nepoți, la școală. S-au dus cu copiii să-i scoată și pe ăștia de la școlile astea periculoase, să-i scoată la aer curat. Și au dus în excursie de aia de o zi pe câmpuri, pe dealuri, foarte frumos, unde nu există WC-uri. Și s-au dus copiii de la școlile astea periculoase și nu au putut să se pișe. În timp ce erau în natură și urlau că le explodează vezica, mental nu le dădea drumul pișul să iasă. Dacă nu vedeau alb și faianță. Ai mai zis într-o podcast. Dar cum? Eu tot am rămas traumatizat, că de atunci am mai făcut o vacanță. Tot așa au făcut. Da. De ce s-au putut pișa în boschet? Da, dale! Ce descrii tu ca și cum ai stat la mănăstire un stagiu de la de autoregăsire, doar că mai concentrat în 3 zile. Bă, după dramele pe care le-am auzit acolo în autocar, eu eram chiar ok. Gen una care a fugit și a lăsat copiii acolo cu soțul care e spaniol, dar a fugit de familie pentru că are încă 2 copii în România cu alt soț. Și ea făcea teoretic turul între Spania și România ca să-și vadă copiii. Făcea naveta între familie. Amândoi soții o băteau. Și ăla de ei din Spania și ăla din România. Păi normal, dacă are altă familie, cum să nu o iartă-mă! Și lasă-mă să ghicesc. Cu ei stătea 2 zile, după care făcea 4 zile pe drum. Exact. Numai puțin. Iartă-mi political correctness-ul. Erau cetățeni de... Erau țigani? Erau țigani. Dă-i Dumnezeu. Și erau țigani din sud, nu de ăștia faini de aici. A, nu ăștia frumoși care lucrează. Era, nu ăștia era, harnici care plătesc. Nu harnici care plătesc taxe. Și-am înțeles-o de pe Dumnezeu. Iată, erau țiganii care votează cu PSD și cu Dragnea la Teleorman. Probabil. Adevărat! Erau foarte mulți din Teleorman. Cred că jumătate de autocar era din Teleorman. Păi da, că cealaltă jumătate îl suge pe Dragnea și lucrează pe moșia lui Scrimi. Deci ăștia erau țiganii liberi. Da. Respect pentru politică. Ce înțelegeam de acolo este că e un exod foarte mare din Spania în România de se întorc. No, se întorc pentru că iau columbienii și argentinienii toate joburile. Asta n-ați aflat-o la niciun buletin de știri, la niciun IRES care dă statistici ce vă zice druidul acum. Exodul românilor, se întorc hoții din... Exod e când pleacă, când vine înapoi e rexod. Nu, da, e specializare. Deci vine de la nu vin, iertați-mă, nu vin nici medicii care lucrează în Franța, no. Neurochirurgi. Vin ciorditorii? Nu ciorditori, că nu prea am auzit vorbind de furat acolo. Adică că nu se laudă. Nu se laudă cu asta, dar majoritatea erau căpșunari. Căpșunari? Da, bun. Vin căpșunari acasă? Vin căpșunari acasă, da. Păi știi de ce? Hoții își permit să meargă cu avionul. Ăștia mergeau săraci cu... Da, cu autocarul. Ești druid, cum? Dar nu, că prețul e tot. Stai un pic, prețul care e? Că tot pe acolo. Druid, cumva ai fost cel mai celebru din toată autocarul. ai fost singura vedetă din autocarul. Citeam ca să nu vorbească nimeni cu mine. I'm sorry.
Bine, mă știi că sunt antisocial, mă știți că sunt antisocial. Nu, no, nu. No. Tu cu Tibi, tu cu da, eu, eu l-am văzut odată nevorbind. Pe Druid? Deci a fost groaznic, Duda? Nu, n-a fost groaznic, a fost o experiență din care am învățat foarte multe. Ai învățat de fapt cât ești de bine tu. Am învățat cât sunt de bine eu și am luat parte, nu cum să spun eu, am avut tangență cu o bulă cu care nu o să mă mai întâlnesc probabil pe restul vieții. Bula de Facebook, da. Știi? Că noi ne întâlnim, noi, oameni cu facultăți, cu actori, înțelegi? De-astea. Nu, nu, lasă. Și oamenii ăia n-ai cum să-i cunoști altfel. Bula de autobuz. Bula de autobuz. Deci ăia sunt altă lume. Cu tot autobula, altă lume. Altă, altă mentalitate, altă gândire. Druid, știu că... Am înțeles de ce zici bulă, că ți-ai ținut respirația. Deci mă, Druid, și tu ți-ai văzut. Eu... Știindu-mă pe mine, eu la un moment dat, cât? Erau 43-50 de oameni, cât sunt într-un autocar? 70 de oameni. Nu, de ce era supraetajat? Nu, era foarte lung autocar, era autocar foarte mare. Îi prostea că mergea la bine, Londra. Bine, poate că exagerez, nu știu. 60. 60. 60 să fie. Da. Nu te-ai dus să întreb voi cu cine votați de felul vostru? Da, nu. Nu? Că eu aș fi întrebat, ca să fiu sigur că 62 votează cu... Nu, dar am auzit toate glumele alea de, prin, de la Urzica, deci toate glumele alea rele. De la Cucu? Toate glumele lui Cucu. Toate glumele lui Cucu erau acolo. Adrian! Păi eu le-am bune, le fac la teatru, ce pula mea să vorbesc aici despre Cioran, sunteți nebuni? Cioran, e un de-al nostru. Credeam că Cioras. Ca o concluzie, fie pâinea cât de rea, tot mai bine în pana mea. Aoleu!